Familia Groza este din Tecuci și în urmă cu 5 ani a trăit o dramă cumplită. Și-a pierdut singurul copil, un băiețel de 2 ani și jumătate, care a murit din cauza unei boli incurabile. Părinții au reușit cu greu să depășească momentul și cu ajutorul medicilor din Iași, Iulieta Groza a mai adus pe lume un copil. A născut chiar de ziua ei un băiețel de numai 1 kg 450 de grame cu mult înainte de termen. Mai frumos de atât nu se poate. Deci dacă aș putea să mai fac un copil la fel de mic, tot la Cuzavoda, aș mai încerca chiar dacă am 44 de ani. Drept mulțumire, mama a pictat 40 de icoane pe sticlă printr-o tehnică specială și le-a oferit simbolic spitalului. Ioan, prin mămica lui, a încercat să mulțumească maternității Cuzavoda pentru că i-a dat șansa la viață. În această perioadă de mare sărbătoare a Ortodoxiei, nu cred că era mai inspirată o altă mulțumire din partea părinților decât o expoziție de icoane pe sticlă. În centrul ultra-specializat de la Iași au fost îngrijiți numai de la începutul acestui an și aduși la o greutate care să le permită să fie externați în siguranță peste 1100 de prematuri. Cel mai mic avea doar 500 de grame și de când a fost internat și-a dublat deja greutatea. Mulțumesc, doamna profesor, mulțumesc doamnelor că mai toate doamnele de aici m-au ajutat să reușim să depășim momentele dificile și astăzi avem un prunc cu nume de sfânt, un prunc cu care ne putem mândri. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din secția de terapie intensivă neonatală, vreau să mulțumesc asistentelor și infirmierelor din secția de terapie intensivă neonatală care fac totul pentru acești copii. Și nu numai din secția de terapie intensivă neonatală, trebuie să nu uităm că trebuie să mulțumim și obstetricienilor care aduc pe lume copiii. Icoanele sunt expuse în holul maternității ieșene și pot fi cumpărate cu sume cuprinse între 80 și 120 de lei.